Granițele României în pericol. Planul odios al lui Vladimir Putin. SUA și Ucraina sunt convinse că Vladimir Putin are planuri mari și că va ataca Republica Moldova. România este în mare pericol, iar autoritățile nu pot garanta nimic. Invazia ar putea ajunge la granițele țării noastre. Oficialii din SUA și Zelensky sunt convinși că liderul de la Kremlin va ataca și Republica Moldova. Consilierul adjunct pentru securitate națională din SUA a transmis că forțele ruse mai au de dat multe lupte, potrivit informațiilor transmise de NBC. Cred că unde se duc de aici rămâne de văzut. Dar sunt departe de orașe precum Odessa și cu siguranță de Moldova. Forțele ruse mai au de dat multe lupte. Credem că ucrainenii vor fi foarte eficienți în a le respinge, a declarat John Finer, consilier adjunct pentru Securitatea Națională, pentru sursa menționată. Oficialul a discutat și despre planul pe care Joe Biden l-a pus la punct în cazul în care Putin va invada Moldova. Statele Unite au arătat capacitatea de a fi agile. Vom continua să facem asta în funcție de modul în care evoluează lucrurile pe câmpul de luptă, a spus Finer. Acesta nu a putut rămâne indiferent după ce Rustam Minecaev, comandantul adjunct al districtului militar central al Rusiei, a declarat că Rusia va da tot ce e mai bun pentru a pune mâna pe Danbas și sudul Ucrainei. Vladimir Putin a pus ochii pe Moldova. Controlul asupra sudului Ucrainei este o altă cale către Transnistria, unde există, de asemenea, dovezi că populația de limbă rusă este oprimată, a spus Minecaev, adăugând că Rusia dorește să stabilească un coridor terestru între Danbas și Crimea, peninsula Mării Negre la sud de Ucraina. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova a discutat cu Oleg Vasnetov, ambasadorul Rusiei în țară și a dezvăluit profunda îngrijorare. Aceste declarații sunt nefondate și contrazic poziția Federației Ruse de susținere a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova în cadrul granițelor sale recunoscute internațional, este transmis într-un comunicat al ministerului. Și consilierul personal al lui Volodimir Zelenski a avut un cuvânt de spus despre posibilul atac din Moldova. Se pot deplasa oriunde vor, dar nu o vor face, nu le vom lăsa să facă asta. Războiul real al Rusiei a început în 2014 prin capturarea Crimeei și a unei părți din Danbas. Deci, da, acum vor să captureze întregul Danbas. Da, vor să facă legătura între Danbas și Crimea. În ceea ce privește Republica Moldova, da, am auzit acele anunțuri ale oficialilor ruși. Cine știe? Nu se știe niciodată cu Rusia, dar asta ar putea fi o mare posibilitate, a declarat Igor Zovkva.